care ne aflăm. Biblioteca școlii. Bine ați venit în Biblioteca Școlii Gimnaziale Speciale Constantin Pufan, în sala de lectură, unde elevii se întâlnesc și citesc din cărțile pentru copii. Deși sunt elevi cu cerințe educaționale speciale, doamna bibliotecar Tina Roman, împreună cu cadrele didactice, organizează zilnic astfel de întâlniri, cu scopul de a învăța pe elevi că cel puțin o pagină pe zi trebuie citită, asta aducându-le un progres în ceea ce privește rezultatele lor educaționale. Având în vedere că pe 15 februarie se sărbătorește Ziua Națională a Lecturii, noi am început de astăzi să organizăm activități la care am invitat scriitori, reprezentanții a unor edituri și librării din Galați. Astăzi ne-a făcut onoarea să se afle printre noi doamna Catia Nanu, căreia îi mulțumim foarte mult pentru prezență și pe care copiii au îndrăgit-o de la prima vedere, de să spun așa, a fost dragoste la prima vedere. Doamna a citit împreună cu elevii noștri, le-a prezentat cărți pentru copii, le-a arătat cât de mult contează ca limbajul, comunicarea să fie stimulată la acești copii cu CES și nu numai. Așa cum am spus, în continuare, deci o să ne întâlnim și mâine și poimâine cu alți scriitori care au răspuns invitației noastre și sperăm ca activitatea să fie la fel de benefică și fructuoasă. Niște copii tare frumoși. Eu am adus niște cărți pe care să le las la biblioteca școlii. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Face o mare plăcere să vă avem oaspeți. Mulțumesc! Nu ne așteptam să răspundeți atât de repede invitației. Mă interesează de când ea sună. Da? Aia te interesează? Înseamnă că îți plac ție fetele, așa, nu? Cam așa. Deci... voi ce vreți să știți? Vreți să știți ce înseamnă un scriitor? Da. Da? Vreți să știți ce am fost eu de fapt și de drept de la început? Da. Profesoară. Profesoară. Întâi și întâi am fost profesoară. La Galați, la școala 29. Da. 29? Da. Ei, după aceea am trecut la ziar și am fost ziaristă. În toată perioada asta mi-a plăcut să scriu. Și când eram profesoară, și când eram ziaristă, și acum îmi place să scriu. Și am început să scriu cu ajutorul fiicei mele. Când era ea micuță, așa, făceam împreună poezii. Și le recitam prin casă, și ne jucam, și puneam întrebări. Și așa au apărut primele cărți. Uite, asta este prima mea carte pe care am scris-o. Se numește De demult cu elefanții. Așa. Și uitați ce scrie aici. Carte scrisă de mama pentru Crăița în 1984. Pentru că am scris-o pentru fiica mea. Și avea și niște poze frumoase. Era o carte pentru copii. Ei, după aceea am mai scris tot așa niște cărți pentru copii. Uitați asta pe urmele razei de soare, piersici cu aripi. Astea sunt scrise de mult. Da, păi vezi. După aia cartea Cercul Poveștilor, unde personajul principal, da, este chiar Crăița.
Fica mea. Da. Așa. Și după aceea am mai scris, mai sunt niște cărți pentru copii pe care nu le mai am. Deci, nu mai am niciun exemplar care vă aduceam să vă arăt. Da. Și astea trei, care sunt trei cu Pufu. Pufu este personajul. Fructele sunt tare bune. Da. Te învăț cum să vorbești. Da. Și jocul de numărătoare. Astea le-am scris pentru alți copii mici care erau nepoatele mele. Deci am încercat, pe măsură ce copiii creșteau, să-i învăț niște lucruri, scriind niște poezii care să le placă, cu care să se joace, cu care să se amuze. Da. Asta-i. Între timp am mai scris și cărți. Am scris teatru. O piesă din cartea asta a fost pusă la teatru dramatic, jucat acolo. Am scris proză scurtă, aici sunt povestiri. Am scris romane. Și multe altele, nu vă mai spun că sunt mult prea multe și vă plictisesc. Mulțumesc! Acum, întrebați-vă voi pe mine tot ce vreți. Cine asta ați fost la jocul cuvintelor, unde acolo te veia... La televizor? La... Da, n-am fost niciodată, dar îmi place, să știi, și îmi place și să descopă, să fac rebusuri. Îmi place foarte tare. Da, descoper cuvântul după câteva litere, nu? Și ție îți place? Da, da. Și zici acolo literă. Da. Și arată acolo da. Literă. Da. Da. Am văzut o mânuță acolo, parcă. A ridicat cineva mâna? Nu? Întrebați. Hai, întrebați ce vreți, că eu de asta am venit să vorbesc cu voi. Păi, mie îmi place foarte mult Să citiți, dragilor, să citiți că este cel mai frumos lucru de pe lumea asta. Acum, unele cărți sunt mai frumoase, altele mai puțin frumoase, dar dacă citiți mult, le descoperiți pe cele care pot să vă facă viața frumoasă. Nu există nimic mai frumos pe lumea asta decât cititul. Ați văzut că se fac filme după cărți. De ce fac oamenii filme după cărți, știți? Nu știu, dar ne uităm la știe pe telefon că... Ca să știa și vrea să facă și filme. Vrea să fac subiect. Da, ce subiect, dar știți de ce fac oamenii filme după cărți? Pentru că își imaginează ce este în carte. Tu scrii o carte și faci o poveste, iar omul care o citește, își, în mintea lui, vede cum arată personajul, unde se duce, încotro. Așa fac regizorii de film. Se apucă și după o poveste dintr-o carte, tot ceea ce e în mintea lor, pun pe ecran, vizualizează pe ecran și vă dau și vouă filmul. Da. Același lucru se întâmplă cu voi dacă citiți. Dacă citiți, puteți face un film în mintea voastră. Și vă puteți juca cu personajele alea. Puteți să-l vedeți cum sunt, să vi le imaginați. Nu există nimic mai frumos decât ceea ce poți să aduni în mintea ta cu ajutorul cărților. Și mai sunt și niște filme care sunt cam înfricoșătoare. Da, da. Sunt pentru că sunt oameni care au o minte înfricoșătoare. Da, așa este. Da? Ce-ai vrut să spui? Spune că n-am înțeles ce ai spus. Ți-e frică? Ție-ți-e frică la unele filme? Da. Și mie, să știi. Și mie. Și mie. E normal, că suntem oameni, e normal să ne fie frică. Dar știți la ce film nu mi-e se frică mie? La ce film? La Singura Acasă. Hai noroc, l-am văzut de 5 ori, îmi place la nebunie. Și mie îmi place. Avatar nu ți-a plăcut? Avatar? Avatar e o... Dar l-ai văzut? M-am uitat acolo. Nu l-am văzut. Da, mai scrie ceva? Da, scriu, anul ăsta mi-a apărut o carte, adică suntem în 2024, anul trecut mi-a apărut o carte de poezii, de poeme. După și scriu, acum scriu un nou roman. Wow, da. Scriu foarte mult, pentru că de când am ieșit la pensie, da, n-am mai putut să mai scriu la ziar și atunci ce să fac toată ziua? Trebuie să scriu, nu? Și să mă întâlnesc cu copii ca voi. Ce vrei să spui? Păi, succes!
Câți ani am? Deci, nu, femeile de obicei nu sunt întrebate, că sunt mai cochete așa și nu spun câți ani au, dar eu spun ție, dar rămâne secretul nostru, da? Da, da. Anul ăsta împlinesc 70 de ani. Mulțumesc, mulțumesc! O, o grămadă de ani, nu? Păi eu dacă auzeam când eram eu ca voi, auzeam pe cineva că spune, pa, bunica mea are 70 de ani. Ziceam, bă, ce bătrână trebuie să fie, Doamne, în baston. E, eu nu-s chiară, nu mă consider așa de bătrână. Și nici voi să nu vă considerați niciodată mai mic. Vârsta aia din Bulești. Și acum acasă este secretul nostru. Da, da. Acum e secretul nostru a tuturor. Așa este. Așa este. Nu spuneți la nimeni. Bun. Ați dori să-i vedeți cum citesc? Și cum ei? Să nu? Cu mare ia plăcere, citește. Dacă m-ar, mi-ar place chiar. Ia să vedem cine vrea să citească. Hai tu, primul. Hai, citește Cristi. Hai, Cristi. Ia faia în mână. Da. Piesici cu oameni. Aaa, ce frumos. Sos s-o sobărite în iarbă. Piesici leșând în barbă. Puful nostru o să cadă și o să lase în urma lui aripi aurii de frută. Să zbăm așa, hai cui. Ce parfum și ce culoare vom purta din floare în floare. Iar apoi de dimineață, înverite în puf de ceață, sus la boltă vom sui, ca din cer meu să cadă piesii sute aurii din așa lui livadă. Foarte frumos! Bravo, Cristi! Bravo, Cristi! Dacă ești tare, mamă! Ai învățat-o pe de rost! Bravo! Bravo. Foarte frumos! Și mai avem un pitic. Da. Vrei și tu? Da, să spui poezia? Ai și prințesa, dar tot aici. Hai! Ia spune și tu. Hai! Pomul? Stai. A, vrei să vei în față? Da, da, da. Da. Care, un pitic de cauciuc? Ia vino aici, hai. Hai, spune poezia. Cum se numește? Mai tare. Pomul? Pomul cu vrăbii. Da. Asta e poezia mea preferată. Ia auzi. Hai. Unde? Cresc. Vrăbii multe. Bravo. Nu e? Cu? Ive. Bravo. Vrăbii. Rabia. Rabia. De? Așa crește? Pom? De vrăbii se nu. Mește. Numește. Zi și tu, numește. Numește. Bravo. Pomul unde încolcesc? Cresc. Nu, drăguța de mama drăguță. E cea mai mică. Suc caldul, mamica, ți-a plăcut poezia? Da? Da, pe aia cu piticul, știi? Da. Un pitic de cauciuc s-a ascuns într-un papuc. Îl știi pe aia? Nu știi? Un pitic de cauciuc s-a ascuns într-un papuc. Vom purta din floare în floare, iar apoi de dimineață întâlnite puf de ceață sus la voltă vom sui, ca din cer mereu să cadă piesici sute aurii din soarelui livadă. Poezie cu ce? Ce e asta? Cu arici. Arici. Poezie cu arici. Păi vezi că știi. Da. Uite aici scrie Tiribaba. Spunem și noi? Tiribaba. Tiribaba. Tiribabum. Tiribabum. Cine tropăie pe drum? Bravo. Cine tropăie pe drum? Ariciu. Uite-i colo. Colo. Uite-i aici. O armată de arici. Vezi că se poate. Cred că știați poezia mai devreme. Vezi că se poate. De aceea am decis să ne exprimăm precis și să așternem pe hârtie ce simt din copilărie, lumea plină de
imagini, le vedem și noi pe toate, numai că aceste pagini le vom arăta schimbate și o să vă convingeți. Totul merge ca pe roade. Hai, acum vă citesc și eu una, da? Da! Uite, doamna prună. Doamna prună. Știți ce e o prună? Da. E bună de mâncat, nu? Da. Bună ziua, doamnă prună. Știu de ce ești așa de bună. Ce secret ascunzi, ma ta, de tot timpul te-aș mânca? Da. Sub rochița ta de ceață, cu volane brumării, tu ai adunat dulceață și faci gem pentru copii. Da. Bună ziua, doamnă prună! Tare îmi place cât ești de bună! Cum îi se mai spune gemul de prune? Rareș, vrei și tu să citești? De ce nu? Hai, Rareș! Ce să n-are cheflă, da? Întreabă, Rareș! Bine că sunt cu voi! Și mă simt foarte bine cu voi! Vrei să spui și tu o poezie? Da, chiar așa! Da, el vorbește greu! Da! Hai, Maria! Cam cât citiți voi zilnic, copii? Ia spuneți-i doamnei. Noi citim... Eu cel puțin o pagină? Eu citesc... Dintr-o carte? Tu cât citești? Eu citesc... Eu citesc... Câte ești la școală, doamnă? 40 pagini, nu te-am. 40! Asta e gestorul, e de-a dreptul. Și la școală cu doamnele. Bravo! Toate! Tu, lăcrămeara? Nu, nu-i, eu n-așa mai trebuie. Da? Împărtați cărți de aici de la bibliotecă? Nu, am asta. Ai acasă de bibliotecă? Da, de care? Dar ia atingeți-o aia scrisul, că e la... Am văzut. Da, e puțină relief. Crede. Da, tu citești, lăcrămeara? Bravo. Doamna Catiana. Da. Da, știu. Aia de fructele. De ce? Astea cu vei de aici, mai citesc ceva cu fructele? Nu, citesc eu. A, tu. Păi tine, pe ești. Nu, ție. Îi spui cântorul. Alegem o poezie și n-am citit. Da, da. Ce fruct îți place mai mult? Mie. Da, da. Para? Și luat întărca acasă, nu că... Și luat întărca acasă. Și tu citești acasă? Bravo! Ați văzut și voi copii portocale Hazli? Zglobi. Zglobi? Așa. Se trezesc când zori zi de zi. Zori de zi. Zori de zi. De trei ori se învârtesc, se dezbracă și zâmbesc în pahar. Vor să încapă sucul dulce, să vă placă, ha, 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 hi, 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 hi. Portocalele Hazli râd cu... lacrimi aurii ca să aducă zi de zi bucurii pentru copii. Deci ce-a făcut? Ce-au făcut portocalele? Au făcut? S-au făcut? S-au făcut? Doamna prună. Bună ziua, doamnă prună. Știu de ce ești așa de bună. Ce cresc? Nu, ce secret ascunzi? Mata. Mata. De tot timpul te-aș mânca sub rochița ta de ceață cu voloane. Volan. Brumării. Brumării. Tu ai
adunat dulceață și faci gem pentru copii. Bună ziua, doamnă bună! Tare îmi place cât ești de bună! Bravo! Dragul meu, să vezi și să nu crezi. Așa, se treabă fetița mică. Și peltică. Da. Și peltică, da. Și privind printre cercei, cercei tot se mira. Iaca ninge cu... Bravo. Știți că am avut un pic de emoții. Dar știi că și oamenii maturi au emoții. Eu am avut și mai multe ca mine. Uite, dacă vezi o cameră de filmat și așa, te emoționezi. E normal să te emoționezi. Așa e pentru toată lumea. Dar sunt alții care n-au emoții, dar nu vor să citească. Nu? Așa? Părți frumoase are. De băiat. Plouă și în ploaia rece, un cățel plouat se pare a răcit și aspirină cine să-i dea nu are. Ploaia picură încet peste o ureche udă și pe un biet cățel plouat cine-n ploaie să-l audă? Hai să-l luăm în casa noastră cu un ceai și trei buline, repede se face bine. Atunci o să-i spunem Luci și o să-i dăm la rost papucii. Bravo! Doamnă Catianu, da. Aveți un animal în companie? Da, am o pisică. Wow. Am o pisică. Wow. Cum o cheamă? Oh, o cheamă Liza, de la Eliza. Eliza Doolittle. Nu știți voi cine e Eliza Doolittle. Are 4 ani și jumătate, anul ăsta face 5 ani. Câți luni are? Ani. Deci ne oprim la ani. Și este luată din stradă. Adică ea a venit după mine din stradă până în scara blocului și n-am mai putut să scap de ea. Pisica își alege stăpânul. Da. Nu, eu am avut un motan foarte frumos care a trăit 16 ani, un birmanez. Dar în ultimii 2 ani a fost foarte, foarte bolnav și a murit și n-am spus atunci că nu mai iau niciodată niciun fel de animal, că am suferit foarte mult când a murit. Și a spus nu mai trebuie, nu mai iau nimic. Și am aruncat tot, litiera, coșulețul, tot ce aveam de la motanul ăla am aruncat, am făcut curat în casă și am spus nu mai iau niciodată în viața mea un animal pentru că prea am suferit după el. Și într-o seară mă întorceam de la teatru și am intrat în curtea blocului, după aia în bloc și în scară m-am întâlnit cu o vecină. Stăteam de vorbă cu vecina și la piciorul meu era ceva și vecina zice, vezi că ai ceva la picior. M-am uitat, ce e aici? Era o pui așa de pisică care era lipită de piciorul meu. De sus pe scări venea un cățel, vecina de deasupra are cățel. Zic, mă, du-te de aici, pleacă, că te mănâncă. Habibi îl chema pe cățel. Zic, te mănâncă Habibi dacă te prinde. Așa stătea lângă piciorul meu. Și atunci am luat-o în brațe să n-o prindă cățelul. Și zic, hai să mergem în casă să văd dacă, ce să-ți dau de mâncare. Aveam niște lapte, zic, să-i dau niște lapte. Când am intrat în casă cu ea, s-a așezat și n-a mai vrut să plece de acolo. Am trimis soțul meu să aduce cumpărat, că era 9 și ceva, zice la 10 se închide la mall, mă duc să cumpăr nisip, să cumpăr mâncare, până la 10 a venit și cu nisip și cu mâncare, am pus într-o cutie la început și a rămas la noi. Ea m-a ales și acum este stăpâna casei. Deci vorbește, îmi spune ce să fac, mă miaună dacă nu i-am dat de mâncare, deci
mă obrăzează, vine și mă mușcă. Dacă nu stau cu ea, mă mușcă de picior să mă așez sau să se așeze pe mine. Deci e obraznică tare. Dar e drăguță și e pisica noastră. Ne-am obișnuit cu ea. Și eu... Da, da. Și eu am un animal de... Ce animal ai? Un câine care îl cheamă Pupiță. Pupiță. Chiar are un bețel? La ei în apartament? Acasă. Nu, unde? Acasă. La țară. Da. Și dacă te-ai dus lângă el, hați! Te mușcă, nu e? Mai are cineva animal de companie? Cine are? Și tu ai? Ce ai? Câine? Și câine. Și bravo! Și câinele e la curte sau în casă? E la curte. La curte. Da, o bătă de Mișa. Mișa. Da, e șară. V-a plăcut copii? Da! Da, mulțumim! Da. Și mie mi-a plăcut să fiu cu voi. Și nu pot să vă spun altceva decât să puneți ochiul pe carte și să citiți. Încercați să citiți măcar o pagină pe zi. O să vedeți ce multe lucruri minunate sunt în cărți. O deci, pagină pe zi. Măcar. Una, de la una în sus. E valabil pentru toți. Așa, să scriem acolo. Da, pentru că unii citesc mai greu, alții citesc mai ușor, dar trebuie să, cu cât citiți mai mult, cu atât veți citi mai bine. Aia îți place ție? Bravo! Da, eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Da. Mă bucur tare mult că am fost cu voi. Da. Și vreau când vin data viitoare, că mă mai invitați, da? Da, da, da. Așa, să-mi citească el o poezie. Da. Da. Așa facem? Da! A fost o întâlnire de suflet și nu știu cum să mă exprim. E atâta muncă și atâta dăruire între aceste cadre didactice care lucrează cu copiii de la Pufan, pe care nu ai cum s-o convertești în cuvinte. Copiii însă sunt copii oriunde și sunt frumoși și sunt demni să ajungă oameni care să învețe rostul lecturii. Mă bucur că se fac astfel de acțiuni și sper ca măcar o pietricică să fi pus și eu la eșafodul alcătuirii unor oameni din acești copii cu aceste cadre dăruite și în spațiul cald și primitor al bibliotecii școlii, unde mereu sunt copii care învață să citească, care învață rostul lecturii, care învață cât de important este să poți să citești, să poți să gândești, să poți să visezi. Mi-a plăcut întâlnirea de astăzi și sunt cu tot sufletul alături de copiii de aici și sper că voi reveni.